ai putut să te iei la bătaia la piscină cu un asociat. Ce asociat? Cu Juan m-am bătut. Juan e un asociat care plătește o cotă, așa că trebuie respectat. Știi ceva? Ești suspendat într-o restul zilei. Suspendat? Da, dar ce credeai, că am să te aleg angajatul lunii? Chiliosul le-a spus Selinei că vrea să încerce să formeze o familie cu ea. Bine, dar nu ăsta vroiai? Nu de asta ai plecat într-un sat care nu există și l-ai făcut pe Chelios să creadă că ești iubita lui Victor? Nu, nu l-am făcut eu să creadă asta, asta a crezut el singur. Eu îmi doream ceva cu Nini, apoi am realizat că îmi doream ceva fals, că asta nu se va întâmpla niciodată și că Nini nu era cum credeam eu. Aha, adică acum te însori din ciudă. Nu, Sebastian, mă însor pentru că Selina mă iubește mai mult ca oricine și din întâmplare, un detaliu nesemnificativ, mai e și mama fetiței mele. Ambasadorul știe ce copil are. Juan, dacă ambasadorul oricât de bine s-ar înțelege cu tine, dacă ar trebui să aleagă între fiul lui și tine, o să le aleagă pe el. Asta poate ar trebui să înveți și tu care îi pui mereu pe ceilalți în fața familiei tale. Spune-ne adevărul, ce urmărești? Vă spun sincer că ce fac eu nu vă interesează pe voi. Iar acum trebuie să-mi văd de treabă, așa că voi sunteți libere să continuați să vă jucați cu păpușile. Ce s-a întâmplat, Juan? Povestește-mi. Ce, e o problemă cu fete? E o femeie la mijloc? Ceva de genul. Bine, gata. Eu n-am de gând să rămân aici pentru că nu am de ce să dau explicații, că eu nu trăiesc în casa asta, deci... Pleacă de aici! Pleacă de aici! Ia, nu mă lasă de aici! Pleacă de aici, nu mă atinge! De ce? Hai, te rog, te rog! Doar uite-te la el! Apare cu animalul ăsta! Ce? Vă vezi căsătorit cu ea? Da. Ce ai? De ce reacționezi așa? Nu, pentru că... m-am emoționat. Pentru că așa sunt eu, mă emoționez. În momentul ăla a făcut așa, a zburat inelul. Eu nu m-am uitat unde a căzut. Niciodată nu mi-aș fi imaginat că ar fi putut să cadă în acvariu. Și cu atât mai puțin că îl va înghiți Elvis. Grozitor, îmi cer iertare. Adică că fac numai probleme, nu mai suport. Oriunde aș fi, se întâmplă ceva. Este un scandal, fac eu ceva, iertați-mă. Nu, Nini, oprește-te. Unde pleci? Nu provoci niciun scandal. Tu ești frumoasă. Și mi-a schimbat viața, știai? Iartă-mă. Iartă-mă. Râdeți de mine? Nu, mă îndrăgostesc de tine, Nini. Iartă-mă. Nu aveți... Ai. Mă îndrăgostesc de ochii tăi, de zâmbetul tău. Oh, Doamne. Ai... Am atâtea lucruri să spun și... E foarte frumos ce-mi spuneți, dar cred că nu... Eu n-am mai spus asta nimănui, știai? Și am să ți-o spun într-una. Pardon? Ce-ai spus? Să demolesc parcul? Copii, ce căutați aici la ora asta? Ce contează ce căutăm aici? Venim când vrem aici. Ce-ai spus mai devreme? Cum adică să demolați parcul cu buldozere? Nu înțeleg ce să regulă. Exact asta am spus, să se curețe terenul, dar cu muncitorii vorbeam. Nu-mi pasă cu cine vorbeai. Cum adică să-l curețe? Ce vrei să cureți mai exact? Mi se pare că am fost destul de clar. Nu, dar mie nu e clar. Ce se va întâmpla cu parcul? O să devină o parcare. Ce? E un proiect finanțat de tatăl meu și m-a desemnat pe mine ca arhitectă a proiectului. Deci ne-ai jucat pe toți pe degete. Ești o trădătoare. Nu, scumpă, nu ești nebună, ne-ai înșelat pe toți.
Carla, stai, nu înțeleg nimic. Te rog, explică-mi ce se întâmplă. Cum adică o parcare? Bine, n-am spus nimic pentru că e munca mea, iar eu nu vorbesc despre asta și oricum nu mi s-a portat de important copii. Serios, e doar un parc. Dar nu înțelegi, nu e doar un parc oarecare. Ăsta e locul nostru, înțelegi? E refugiul nostru. Asta îmi pare rău, Martin, dar va trebui să vă găsiți alt loc pentru că în curând acest loc va fi doar o parcare. Iar locul tău va fi în spital. Știam eu că va face ceva rău, știam! Vezi, iubito, că putem sta toți împreună liniștiți, fiecare la locul lui? Pisoiul lui e foarte bine unde l-ai lăsat. Dar o să le aduc să doarmă aici. Nu, pisoiul rămâne unde e acum. Ție ți-ar plăcea să dormi departe de prietenii tăi? Dar, Nicuțo, eu sunt o persoană, iar pisoiul e un animăluț, da? Bine, dar Arturo seamănă foarte mult cu un om. Mm-hmm. Bine, în regulă, dacă plânge mult, poți să-l aduci aici, dar să nu iasă din cameră, da? Dar nu înțeleg eu îți spun să nu-i cânti strună și tu exact asta faci. Lasă să mă convingă. Să-ți cânte în strună. Bine, să-mi cânte în strună. Așa. Păi dacă nu o răsfăți eu, cine altcineva să o facă, Tomas? Nini, ea mă răsfață mult. Bine, gata, hai să încheiem că e deja târziu, da? Haide, să visezi numai îngerași sau pisoiași, dacă-ți plac mai mult, da? Ce puternic ești. Ah, ce plânt e. Pare un tătic care are grijă de nou-născutul lui. Parcă acum e mai viu colorat, e mai frumos, nu ți se pare? Frumos e și parcă îi se luminează fața când râde, dar eu îl iubesc pe Chelios. Ce? Dar trebuie să curățăm niște morcovi și să-i dăm poate la ăștia să înghită mai ușor sau poate așa îi se fac culorile mai vii. Ah, nu. El are o părere prea bună despre el. Nu are el nevoie de morcovi și de nimic ca să-i devină culorile. E foarte sigur de el. Și are umor, e amuzant și distractiv. Nu pot să cred că a înghițit inelul. Parcă e mai puternic ca niciodată. Pare mai vioi, pare mai vesel. Dar cum reușește să trastă cu ceva în el, să aibă așa ceva în el? Păi da, dar există persoane care trăiesc toată viața cu un glonț în ei. Da, și pe cei pe care aproape că i-au omorât ajunge să-i facă și mai puternici. E incredibil, dar e adevărat. Ce bine ar fi dacă mi s-ar întâmpla și mie asta. Să mă facă mai puternică. Ce mă poate omor. Și nu vrei să încerci? Poate că tratamentul pentru rănile tale este chiar în fața ta. Nu înțeleg de ce au trebuit să aleagă tocmai parcul nostru pentru o parcare, când există mii de parcuri în tot cartierul. Contează cine a ales parcul, înțelegi? Și mai rău, eu am avut încredere în fata aia, înțelegi? Mă simt trădat, Lola, nu pot să cred, credeam că e asta un om pentru că bun, voi, pe bune. Voi, exact cum zic eu, femeile sunt calificate doar după formele pe care le au. Ce tu vorbești? Ce e cu placa asta feministă? Martin, sunt atât de superficiali. Cine e superficial? S-aud. Tu, Juan, până și Tony, care a luat-o de bună pe Carla pentru că i-a închiriat mai ieftin un apartament. Chiar trebuia să te ții atât după ea? Atât? De unde era atât? Să știu? Ce vină am eu că o să demoleze parcul? Ce legătură are asta cu ce spui tu? Dacă nu te atât de mult după ea, poate aflai niște lucruri care ne ajutau să nu demoleze parcul. Să aflu un lucru? Cum ai fi vrut să fac? Bună, Carla, ce faci? Din întâmplare, tu nu cumva ai de gând să demolezi parcul, nu? Ce ai vrut să fac, zi? Tu niciodată nu știi nimic, niciodată nu înțelegi nimic. Sau afli mult prea târziu. Da, pleacă. Acum nu mai ai nimic să spui, nu? Lasă-mă să-mi răsfăț fetița, Tomas. Am fost mult timp separate, îmi face bine să fac. Bine, dar stabilește niște limite, pentru că Sisi e foarte rapidă și dacă îți găsește punctul slab, nu mai e scăpare. Bine, dar acum trebuie să mă accepte, nu să stabilesc limite. Oricum, lasă-mă pe mine, o să mă descurc foarte bine. O să vezi că o să avem o familie la care am visat mereu. Sper. Da, când ne vom căsători, totul se va liniști, o să vezi. Dar eu ajung să gândesc așa, dacă un peștișor poate să supraviețuiască cu un inel în burtică, atunci și omul poate să trăiască cu o piatră pe inimă, nu? O piatră? Exact. Pentru că sunt agitată, nu reușesc să mă exprim prea bine. Să presupunem. Așa, de ce ești agitată? Suntem aici. Nu, știu că n-ar trebui să fiu agitată, dar când încep să vorbesc despre ceva, adică vorbesc ceva și când ajung la mijloc, îmi trece un gând prin minte și atunci încep să vorbesc despre ce mi-a venit în minte, dar despre ce credeam că voi vorbi, adică eu nu eram, încep să vorbesc despre ceva ce am simțit fără să mă gândesc la asta și atunci e o problemă. Asta e unul din lucrurile care îmi plac cel mai mult la tine. Serios? Da. Și când mă gândesc că supăr atât de multă lume cu asta. Nu, eu nu fac probleme din cauza asta. Și dacă mă lași, am o viață întreagă să te descifrez. Spuneți lucruri frumoase, că e imposibil să vă refuz. Ce, atunci vrei să spui că ești de acord? Vrei să încerci să fii cu mine? Nu știi ce fericit mă faci. Ce
ce mi-ar plăcea este să pot să... Vă rog să nu ne grăbim, pentru că eu nu știu cum să mă comport, nici cum să mă descurc cu mine și apoi dacă mă simt așa presată, nu... Nu. Atunci nu, de aceea prefer să... Avem tot timpul de lume ca să fim fericiți. Mersi, Selina. Mulțumesc pentru tot. Pentru tot, pentru cum ești, pentru cum te poți cu copiii, pentru că ești mereu lângă mine. Nu, n-ai de ce să mulțumești. Tu știi că fac totul pentru că te iubesc, dragostea mea. Știi deja. Deci tu ești sigură că noi vom fi fericiți împreună? Da, sunt complet sigură. Tu, copiii, eu vom fi... Eu știu că vom fi cea mai fericită familie din lume. Da. Ție nu ți se pare că tata și stârcul sunt cam ciudați? Nu mi s-a părut. De ce? Dumneavoastră, Horacio? Cum adică ciudat, domnișoară? Un schimb de opinii, o discuție, o ceartă ireconciliabilă? Nu, Stacy crede că sunt împreună. Împreună? Domnul Parker și domnișoara Selina? Împreună? Nu, adevărul e că n-am observat nimic ciudat. Bun, dacă Horacio nu știe nimic, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic. Doar el știe ce se întâmplă fiecare minut, nu? Iertați-mă, domnișoară, dacă insinuați ceva de genul că aș fi bufitor sau ceva... Nu. Neața? Neața, ce fac frumușii mei? Sisi vrea să știe dacă tu și tata sunteți împreună, e adevărat? Nu se întâmplă nimic, copii. Luați-vă micul dejun liniștiți, da? Totul e în regulă. Ce mai faceți, Horacio? Bine. Ce s-a întâmplat, Joe? Trebuie să plec acum. Stai, unde? Trebuie să ajung în parc. Joe, ce s-a întâmplat în parc? Nimic, iubitule, sunt fleacuri de copii. Sigur au găsit un mușuroi de furnici și s-au entuziasmat cu toți. Bună dimineața, frumusețe. Bună dimineața. Bună. Bună. Neața. Uite, micul dejun pentru tine. Oh, bunicul îmi aducea micul dejun la pat în zilele speciale. Ei, da, începând de acum, toate zilele vor fi speciale. Vrei niște pâine prăjită? Nu, mulțumesc. Nu? Nu, e încă prea... Nu. E prea devreme. Ce vrei să facem azi? Vrei să mergem, nu știu, la cumpărături, să mergem la film, mergem la shopping, o plimbare cu mașina? A? Nu, dar eu trebuie să merg să lucrez. A, ți-ai găsit de lucru? Nu, ce, să lucrez? Da. Nu, trebuie să merg să-mi caut de lucru. A, nene, aș vrea să-ți spun ceva. Dacă ești cu mine, nu trebuie să lucrezi. Eu câștig bine, mie mi-ar plăcea ca tu să te poți bucura... De timpul petrecut împreună, să nu trebuiască să lucrez. Nu, dar mie eu vreau nu, să am grijă de tine. Nu mi-ar plăcea să fiu întreținută, n-aș putea, nu-mi place. Bine, dacă nu-ți place, nu-ți place. Nu. E în regulă, trebuie să faci ce-ți place, așa că... Da. Bine, am înțeles. Și ți-ar plăcea, de exemplu, să mergi cu mine la ambasadă? La ambasadă, nu, o să se enerveze Tomas. Dar ce contează, Tomas? Nu, vorbesc eu cu el, nu, de ce să se sufere? Nu, și ce să fac eu la ambasadă, oricum? Ce să fac acolo? Nimic. Nimic, cum adică n-ai ce să faci acolo? E locul tău. Tuturor le dor de tine și nu ai făcut nimic rău. De ce să continui să te ascunzi și să te ferești și să minți de parcă ai fi făcut ceva rău? Nu ai făcut nimic rău, da? Și în plus, bunicul tău se va bucura foarte mult. E dor de tine și prietenii tăi, ar fi frumos să-i vezi. Da, bunicul ar fi încântat să mă vadă, așa e. Hei, și oricum, chiar e adevărat, eu nu am făcut nimic rău, n-am făcut nimic rău și așa trebuie să merg și să-mi asum responsabilitatea. Trebuie să-mi asum. Ce ai? De ce te scarpini? De la emoții? Nu, cred că m-au ciupit niște pureci. Nu ajung să mă scarpin. Stai. Acolo în mijloc. Aici? Nu, mai jos. Aici? Da. Mulțumesc. Da. Mult mai bine. Ești mai bine? Mersi. Da? E da, mai bine. Gata. Ți-a trecut? Da. Ador să te fac să te simți bine, iubire.
Da. Dă-i drumul, ciocolata asta e marfă inventariată pentru ambasadă, dă-i drumul! Inventariată, Horacio, fi serios! No, da, nu ți-o dau, ia mâna! Te rog, Horacio, te rog, e urgență! Are nevoie de ea, uite! Foarte bine, foarte bine. Uite, Angelito, trebuie să mănânci puțină ciocolată, pentru că ciocolata eliberează endorfina bucuriei. Înțelegi? O să te simți mai bine. Hai! Nu, n-am poftă. Nu o să mă ajute pe mine asta, Carmen. Mie singurul lucru care îmi poate face bine e să o văd pe mine. Dramatiza pentru nimica toată. Dacă vă povestesc ce abia am aflat, mai mult ca sigur că te izolezi într-o mănăstire. Ce? Ce? Despre ce e vorba? Ce se pare că domnișoara Selina și domnul Parker s-au împăcat, sunt ca doi porumbei din nou și se pare că de data asta e pentru totdeauna. Și la cât de insuportabilă e domnișoara Selina acum? Ca stăpână peste ambasada va fi... Cutremurător. Bună ziua! Ce ai, ești trist din cauza lui Nini? Mie nu mi-ajunge să vorbesc cu ea 5 minute așa pe grabă. Eu am nevoie să stau aproape de ea 24 din 24, dacă nu, parcă lipsește aerul. Da, aerul, soarele, vântul, totul, parcă-ți lipsește pofta de viață. Mănâncă puțină, bunicule, puțină ciocolată. Se pare că-ți face bine la endorfină, te înveselește, te simți mai bine. Acest dezagreabil tablou al personalului nu e doar cutremurător, ci cu adevărat patetic. Frate, îmi vine să mă omor și mai e și Lola care dă vina pe mine într-una de parcă... Dar ce vina am eu? Singurul lucru pe care l-am făcut a fost să stau cu Carla atât. Nu, dar nu-ți spune Lola asta, ci gelozia din Lola. Și situația asta e perfectă ca să te înțepe cu motiv. Crezi? Da, e evident. Hai să facem ceva. O să merg cu băieții acolo, o să vedem ce putem face. Cum? Aș vrea să merg și eu cu voi, dar nu pot, jur că nu pot. Tot stau și mă gândesc și nu pot. Dacă o să întârzi la muncă, o să mă dea afară. E regulă, stai liniștit, e regulă. Du-te la muncă și pe urmă vii în parc. Oricum o să dureze ceva. Bine, dacă avem nevoie de ceva, vorbim la telefon. Da. Bună, băieți, ce faceți? Bună. Scuze, tu nu vrei să vorbești deloc cu mine? Dacă domnișoara arhitectă are un minut să vorbească cu mine, adevărul e că aș vrea să fac asta. Bine, vorbim. Vino înăuntru. Omule, îmi cer un lucru foarte complicat. Să fiu naș la o nuntă în care nu cred, e complicat pentru mine. Dar nu mai spune asta, Sebastian. Înțelegi că e important pentru mine? Eu trebuie să mă căsătoresc cu Nini. Să te căsătorești cu Nini? Cu Selina. Trebuie să mă căsătoresc cu Selina. Și în plus, Selina mă va ajuta să mi-o scot odată pentru totdeauna pe Nini din cap. Și tu ești convins de asta? Da, sunt convins. Și știi ceva? Dacă nu se va întâmpla asta, în fine, nu există niciun risc. Da, în general, când nu există iubire, nu există nici riscuri. Nu, te înșel, pentru că pe Selina o îndrăgesc foarte mult. Mult, o îndrăgesc mult. Și îți spun ceva, eu știu că nu o să mă mai îndrăgostesc de nimeni, așa cum m-am îndrăgostit de Nini, așa că... Dar de ce ești așa sigur pentru de că asta? Știu, pentru că genul ăsta de iubire se întâmplă o singură dată în viață. Și în al doilea rând, dacă s-ar mai întâmpla o dată, mie nu mi se va mai întâmpla, pentru că am suferit atât de mult că nu mai am de ce te resemnezi așa? Nu mă resemnez, sunt precaut. Eu trebuie să mă căsătoresc cu Nini. Să te căsătorești cu Nini? Da, cu Nini? Nu mai încurca. Hai, eu? Că înțelegi exact ce vreau să spun. Da, te înțeleg perfect. Perfect. Tu realizezi că singura legătură pe care o ai cu Selina este Sicilia. Ați mai încercat odată și nu a mers. În primul rând, Sicilia nu e un motiv nesemnificativ. Și în al doilea rând, mă unesc o mulțime de lucruri de ea. Munca, ambasada, profesia mea, cariera mea, o mulțime de lucruri. Am înțeles. Voi fi acolo lângă tine. Nu mă gândesc ca tine, nu sunt de acord cu tine, dar voi fi acolo. Și când veți vorbi cu Sisi? Înainte sau după ce vă căsătoriți? Înainte. Nu știu, mi-e teamă de momentul ăla. O să te rog să nu vorbești despre asta cu nimeni, evident. Dar cu cine aș putea să vorbesc? Ce știu eu, în vreun moment de intimitate cu Vicky te-a gura pe dinainte? Cu Victoria nu mai există momente de intimitate. Dar ce faci? Continui să o pedepsești pentru că ți-a ascuns informații? Nu, să știi că nu o pedepsesc. Sunt precaut. Dacă e la fel ca prietena ei, prefer să păstrez distanța. Bine, știi ce se întâmplă dacă nu e la fel ca prietena ei și tu ai impresie greșită și n-ai dreptate? Atunci să mi-o demonstreze. Prefer să ri și să fiu nedrept decât să se șteargă cu mine pe jos. Cum a făcut cu mine? Nu vorbeam de tine.